Ciao, păpușa! Astăzi te învăț cum să faci acest machiaj de meduză, de monstru cu șerpi, ca să zic așa. Pare destul de complicat, dar nu este deloc. Îți recomand dacă ai lentile sclerale sau alt altfel de lentile să ți le pui înainte de a începe în machiajul, pentru că ochii s-ar putea să ți lăcrimeze un pic și să ți distrugi machiajul. Odată ce ai, ți-ai pus lentilele, sau în cazul că nu ai, nu-ți pune, machiajul arată la fel de mișto fără și ți la sfârșit cum arată. Îți recomandă a pune o prebază sau un primer pe data fața pentru a proteja pielea, în primul rând, și după aceea aplică două baze de machiaj. O, un fond de ten, un ton sau două mai deschise decât culoarea ta naturală și un fond de ten sau un bronzer, una, unu sau două tonuri sau toane, ha, nu mai știu cum să mai zice, uh, mai închise decât culoarea ta naturală. Îți recomand să-ți pui tonul deschis pe frunte, în centrul nasului și în caz că ai cearcă ca mine. Și după aceea să aplici culoarea mai închisă în părțile laterale ale feței, cum ar fi pe frunte sau să te faci să pari mai slabă decât ești. Pentru a-ți face nasul în caz că îl vrei mai subțirel. Și în caz că vrei să-ți faci fața mai subțire sau să-i dai un pic, să schimbi un pic forma feței tale, poți folosi mici trucuri pentru, pentru a da un, o formă diferită. Și după aceea nu ai decât să-ți bati faza cum eu bat eu acum. <laughs> Îți recomand a aplica aceste două culori pe toată fața, pentru că aceste culori vor, uh, vor fi folosite ca bază pentru restul machiajului. Odată ce ai, mesclat, uh, ce ai amestecat aceste culori, îți recomand a căuta un ștramp dintre acela cu găurele, cum am aici, și să îți îl pui pe tot capul, să-ți capul sau toată fața cu acest stramp pentru a face efectul acela de piele de șarpe. Cum îți imaginezi, meduza este un monstru, se, supone, se presupune că era foarte urâtă și după, că era foarte frumoasă și după aceea a fost blestemată pentru a fi foarte urâtă și în loc de păr avea șerpi. Așa că eu am decis ca pentru față să dau acel efect de piele de șarpe. Odată ce mi-am pus ștrampul în cap, cum poți vedea aici, încep a aplica o pudră, o culoare mult mai deschisă decât tonul meu natural pe majoritatea feței. Și după aceea o culoare mult mai închisă, un maro, îl aplic în părți laterale ale feței, sub pomeți, în părțile laterale ale nasului, unde vreau să dau un efect 3D și pentru a face ca pielea mea, în afară de faptul că o să fie un efect de piele de șarpe, îmi face de asemenea fața să pară mai slabă, mai mică decât oa. Pentru care nu v-ați dat seama, sunt destul de grăsună, dar machiajul ajută destul de mult să nu par chiar așa de mărțică. <laughs> Aici poți vedea uh, primul efect de șarpe, poți aplica mai mult machiaj sau poți lăsa pentru mai târziu și, pentru, și poți începe încă o dată să-ți aplici culori pentru a da un efect mai dramatic. Odată, vreau ca în păr anumite părți ale feței să nu se vadă acel efect de pile de șarpe, așa că virgulă cu o pensulă, începe a amesteca praful înainte de se a usca de tot unde vreau să nu se vadă așa mult efectul acela de piele de șarpe. Odată ce am terminat cu prafurile, cu praful sau cu pudra de machiaj, încep a mi machia ochiul și în cazul acesta este un efect degradant sau un efect de ochi fumuriu destul de simplu. Singura parte așa mai dramatică este că mi fac linia ochiului, linerul să fie destul de lung, așa ochii mei devin mult mai lungi și mai mari decât sunt în general. Este un machiaj destul de simplu și cred că l-am făcut destul de multe ori, așa că poți vedea oricare dintre machiajele mele anterioare și vei vedea cum aplic machiajul pe ploape și sub și pe ploapele inferioare. Odată ce am terminat cu machiajul ochiului, vreau să dau puțină definiție sprâncenelor de asemenea. Și odată ce am terminat cu acesta, voi începe cu a doua parte a efectului de piele de șarpe pe care am vrut să-l aplic. Cum poți vedea, odată ce mi-am machiat ochiul și mi-am pus um, niște gene false în cazul de față, nu voi acoperi toată fața pentru că nu vreau ca din greșeală sau când trag de acest ștramp să mi se ducă genele false sau să mi se amestece prea mult culorile. Îl aplic numai în partea inferioară a feței și în loc de a aplica un maro aplic direct un, o culoare neagră, o culoare foarte închisă pentru a da mai mult dramatism machiajului. De asemenea, încep a aplica puțin gâtul. Eu voi fi îmbrăcată aproape toată în negru, așa că nu-mi fac decât gâtul. În caz că vei arăta mai multă piele, îți recomand pe, să faci acest efect de piele șarpe pe toată pielea. Nu trebuie să fie toată un, o, un efect uniform sau o culoare uniformă. Poți aplica de asemenea Alte culori nu trebuie neapărat să fie numai un maro și un alb. Eu am încercat să-l fac destul de simplu și să fie destul de asechibil pentru uh, toate persoanele. Odată ce am terminat cu partea inferioară a feței, fac aceeași, același lucru cu partea superioară, partea de sus a feței, și de asemenea cu ochii. Vreau să aplic puțin din acel efect. 3D sau acel efect de piele șarpe asupra ochilor de asemenea, așa că nu mai numai puțin uh, peste ochi și în rest vreau să aplic un pic mai mult din acel negru în părțile laterale ale feței. Cum ți-a zis înainte, dacă vrei poți folosi mai mult de două culori, poți folosi câte culori vrei tu și să-ți uh, faci efectul să pară în mai multe culori, poate fi un curcubeu sau cum ți se pare ție mai frumos. Cam asta a fost tot pentru machiaj, acum încep a, a mă pregăti pentru a mi pune șerpii în cap. Am părul scurt, așa că voi folosi o perucă, o perucă destul de veche, pe care nu mă interesează, nu mă deranjează dacă o distrug de tot, dacă o ciufulez de tot. Și ce fac este că mi strâng puțin câte puțin părul într-un coc și odată ce sunt fericită cu, cu virgulă cum mi-a rămas cocul, încep a începa, mi pune șerpișori. Dacă ai șerpi prin casă, cumpărați de la vreun magazin sau vreo jucărie ceva, poți folosi aceea. În caz că nu, eu îți voi lăsa un link cu un video um, cum să poți face acești, acești șerpi în uh, casă cu materiale pe care sunt sigură că le ai deja prin casă sau sunt foarte ieftine și foarte ușoare de găsit. Cu poți vedea, nu am o, o, regulă unde a pune șerpii, pur și simplu încep a mi amesteca cu virgulă părul și amesteca virgulă cu părul și nu am prea multă grijă unde, unde mi-i pun îți poți face de asemenea, dacă nu vrei să amesteci așa cu părul să ți-l prea mult, în loc de a amesteca în păr, îți poți face o coroană, șerpi sau ți poți pune ca un lănțic sau ca un coc. Cam asta a fost tot. Cum poți vedea, machiajul este destul de simplu, nu trebuie să ai prea multe materiale în casă și acum îți voi arăta cum ar rămâne machiajul fără lentile. Pentru că știu că multe dintre voi sau mulți dintre voi nu ați fi în stare să vă prăpădiți 100 de euro într-o pereche de lentile pe care probabil nu o să le folosiți mai mult de două ori pe an. Machiajul arată la fel de bine și fără lentile sau în caz că aveți un alt fel de lentile, îți recomand să le aplici la sfârșit. Sper că ți-a plăcut și ne vedem în următorul tutorial. Ciao!